Ultimele zile de campanie electorală, am intrat în săptămâna dinainte de alegeri. Firește că ne întrebăm cum a fost până acum și ne gândim ce așteptări vom avea de la ziua alegerilor. Cum va fi în ziua alegerilor? Ce prezență vom avea în plină pandemie? Duminică mergem la vot pentru a ne alege primarii, consiliile locale, consiliile județene, președinții ai consiliilor județene, Consiliul General al Municipiului București și primarul Capitalei, primarul general al Capitalei. Cum va fi? În direct cu noi este domnul Dumitru Borțun, profesor universitar la SNSPA și specialist în comunicare politică. Domnule profesor, bună ziua, mulțumim pentru că sunteți cu noi. Bună ziua, cu plăcere! Cum ne găsesc aceste ultime zile de campanie? Cum a fost până acum în această campanie electorală? Cum n-am mai avut? Da, este o campanie specifică prin condițiile date, pentru că s-au schimbat mijloacele. Metodele sunt aceleași, dar mijloacele cu care se operează sunt diferite, pentru că nu mai puteau fi aplicate cele tradiționale. Dar asta nu ar fi mare lucru. Ceea ce mi se pare mai important este că are loc de la un ciclu electoral la altul o degradare a conținutului, a proiectului de societate propus de candidat, a proiectului de comunitate propus de candidat. Este vorba de un discurs electoral diluat, în care se vorbește la nivelul dezideratelor. Nu se vorbește la nivelul mijloacelor de realizare. Adică să spui din ce bani, cu ce fonduri. Înțelegeți ce vreau să spun? Sigur. Există o anumită stratificare aici. Scopuri, deci misiune în primul. Misiunea e a tuturor comună. Slujirea cetățeanului și a binelui comun. Bun. Dar până vin scopuri. Scopurile sunt mai generale. Până vin obiectivele mai concrete. Dar până vin mijloacele de realizare a obiectivelor și datele, termenele în timp, ori asta nu mai apare în discursuri. Nu știu dacă ați observat, cu excepția celor de la București, unde sunt niște încercări de propunere de obiective mai concrete, dar tot la nivel de obiective sunt, nu la nivel de mijloace. Deci cei mai candidații care par a avea cel mai concret discurs, cel mai credibil, sunt și ei la nivel de deziderate. Atât că au coborât de la nivelul scopurilor la nivelul obiectivelor. Dar uitați, vă dau câteva exemple. Eu sunt acum la Alexandria, la Casa Părintească, și primesc zilnic fluturași sau flyere. Da. Broșuri chiar cu... Vă dau un exemplu. Un candidat pentru președinte la Consiliul Județean Telorman. Se poate și în Telorman. Ăsta e sloganul lui. Altul zice împreună pentru Telorman. Altul zice pentru ca Alexandria să devină un oraș al tuturor. Ăsta e pentru primar. Ce e cu naivitatea asta? Cu ceva atât de general și de vag, un oraș al tuturor, asta știe toată lumea, că un primar trebuie să fie al tuturor. De ce? Sau de ce o nouă față a Alexandriei, altul tot pentru primar. Deci, de asta vreau să vă spun. Sloganuri generale, abstracte, care nu transmit oamenilor o imagine mentală. Pentru că omul se duce întotdeauna după cel care oferă o viziune. Crede în el pentru că vede cu ochii lui. Atât, așa știi să-i explici, să-i transmiți. Sunt oameni care nu pot transmite. Ăștia sunt candidații noștri, doamnă. Care și din păcate explicația? De la un ciclu electoral la altul se care degradează. Care este explicația acest pentru degradarea conținutului, a proiectului de Toată societatea noastră e așa. E o societate în criză de proiecte. E o societate blocată. Și o societate în care cei care au construit-o de 1990 încoace și au construit-o ca pe o cetate a lor, generația actuală de oameni politici și diriguitori. Și-au construit-o ca pe o cetate a lor și acum s-au urcat pe creneluri, pe ziduri și și-o apără. Își apără propria lor construcție. Fără să-și dea seama că între timp au apărut tinerii care au altă viziune, alte așteptări și care sunt nemulțumiți de societatea pe care au primit-o moștenire de la generația anterioară și care vor altceva. Nu-i lasă, nu sunt lăsați.
pentru că acești tineri care vin cu alte scopuri și cu alte obiective și cu alte metode, le pun în discuție propria lor construcție. Își apără cetatea cum nu să, și cum să o apere. Prin sloganuri de-astea care nu spun nimic, pentru că ei nu mai au ce să propună. Cei care vin din urmă vor altceva, doamnă. Asta e problema. Vor altceva. Vor, cum zic ei, vrem o țară ca apară, e greu de definit ce înseamnă asta și ce înțeleg tot. Dar este clar că vor altceva. Toți vor altceva. Ori actualii candidați, și veți vedea că se va repeta povestea, din păcate, și la alegerile parlamentare, nu au ce să propună acestor oameni. Prezența la vot în aceste condiții, pentru că a venit și pandemia peste noi, vor ieși românii la vot în număr mai mare decât au făcut-o până acum? Nu vor ieși, din păcate. Eu vă spun din experiența mea de cercetător sociologie. Deci am ani de zile de experiență în cercetarea sociologică, în sondaje preelectorale, în exit poll-uri, în ziua alegerilor, am făcut. Vreau să vă spun că în condițiile date, tinerii nu vor veni, că ei vin tot mai puțin la vot, fiindcă nu-și găsesc așteptările și speranțele în mesajele candidaților, cum vă spuneam, iar cei în vârstă nu vor veni de frica infectării cu virusul COVID-2. Deci această combinație între lipsă de promisiuni, lipsă de proiecte, pentru că toată societatea noastră e în criză de proiecte. Deci lipsă de proiecte pe de o parte, pe de altă parte pandemia, virusul care stă după colț, va crea un absenteism major. Deci cred că niciodată nu am avut. Vă așteptați la o prezență la vot mult mai mică decât în anii trecuți? Mai mică decât înainte, da. Mai mică, mult mai mică. Sondajele. Asta este prognoza mea. Dacă greșesc, slavă Domnului, înseamnă că Dumnezeu ține cu țara asta. Dar din perspectiva cunoașterii științifice, eu vă spun că așa se profilează o prezență mai mică decât niciodată. La nivelul capitalei, domnule profesor, cum vi se pare bătălia? Potrivit unui sondaj realizat la comanda PNL, Gabriela Firea este cotată cu 30,5% din intențiile de vot, candidatul USR Plus și PNL Nicușor Dan 33%, Traian Băsescu ar urma să obțină 9% din voturi, o marjă de eroare a sondajului realizat de Novel Research la comanda PNL de 3,4%. Cum e bătălia? Da, e interesant. Vreau să vă spun că acest sondaj confirmă ceea ce s-a spus de mult, că intrarea lui Traian Băsescu în cursă îl dezavantajează pe Nicușor Dan. Este clar. Deci această pană care despică cele două blocuri și care atrage 9% din electoratul cu intenții de vot pe 27%, asta înseamnă o deturnare, de fapt. O deturnare a unei confruntări care era, la urma urmei, și firești, era și firească, era și predictibilă, era și normală, nu știu cum să vă spun. Sunt două blocuri de gândire, cei care vor să continue lucrurile așa cum sunt, să nu ne mai deranjeze ăștia cu schimbările lor, și alții care vor să schimbe orașul. Și care au mai ieșit prin străinătate și care au mai văzut cum arată marile orașe ale lumii, ce înseamnă sistem integrat de transport, ce înseamnă punctele alea și orașe de mâna a doua și a treia, doamnă, nu vorbesc de metropole, vorbesc de orașe ca Bruxelles, ca Lyon, ca Milano, ca Torino, orașe, nu metropole, orașe. Au două, trei centre de-astea de transport integral, în care găsești stații de autobuz, de metrou, de tramvai și de tren, de multe ori. Ai tren acolo. Toate sunt pe niveluri. Cobori două, trei niveluri și ajungi la linia ferată. Deci s-au făcut niște schimbări fabuloase în urbanistică în ultimul timp. Păi se fac totul și la noi. N-ați văzut? Avem metrou de, în drumul Taberei după 9 ani. Acum testează linia de tren către aeroport, da. Se face și asta la... să,
să explică și printr-o anumită tradiție culturală și civilizațională la noi, nu avem vocația constructivă. Sunt popoare care au vocație constructivă, care fac în câteva săptămâni un pot peste un fluviu. Dacă ați văzut ce se întâmplă prin China, prin Japonia, prin alte țări din Asia de Sud-Est, ce se întâmplă în Italia de Nord, în Elveția. Deci noi nu avem vocația constructivă altora. Dar aici se adaugă o corupție endemică. O epidemie de corupție, de foloase necuvenite. Mulți hoți la mia de locuitori. Prea mulți hoți la mia de locuitori. Și asta se transmite pe toate nivelurile de organizare socială, până la decidenți. Ori aici decidenții se blochează între ei, pentru că fiecare vrea să profite cât mai mult de pe urma unei lucrări publice. Iată de ce durează 9 ani. Nu pentru că spun ei că au probleme cu rechiziționarea și cu cum să spune, statutul juridic al unor, unor terenuri pe care trebuie să treacă. Nu, astea sunt banii verne. Nu se înțeleg la șpagă pe românește. Asta e problema leadership-ului românesc. Gabriela Firea, Nicu noi trebuie Șurban. Să ne resetăm în mare parte la nivel global ca să devenim o societate performantă. Gabriela Firea, Nicu Șordan, cum anume au atras atenția în această campanie electorală? Ce fel de campanie electorală și-au construit? Cum au încercat să câștige electoratul? Ce v-a atras atenția? Gabriela Firea mi-a atras atenția prin apelul la sentimente, la emoție, prin încearcă să pară o femeie cum să cade, o mamă, o soție, un primar bun, transmite mesaje direct sau prin intermediari. Are grijă de bucureșteni. Uite, am mai inaugurat și un pasaj. Deci, cum să vă spun, e grijulie, are grijă, este ceea ce convine acelei părți conservatoare a electoratului de care vă vorbeam. Și care există. Eu nu-l context, eu nu spun că nu e legitim. Și de-aia vă spuneam că mi se părea normală această confruntare fără intervenția lui Traian Băsescu. Era o confruntare firească între două blocuri. Cei care vor schimbare și cei care o resping. Ce deci, atras Gabriela atenția? Firea adresează acest electorat. Nicu Șordan vine cu proiecte. El vine cu schimbare, vine cu idei noi, cu viziuni. Are și el electoratul lui. Tot așa, cam jumătate dintre cei cu drept de vot și cu intenție de vot. Ați văzut 30% cam pe aici sunt amândoi. Cei care ar fi putut să voteze, nu toți, dar probabil că marea lor majoritate din cei 9% ai lui Băsescu, ar fi votat cu Nicu Șordan. De data asta se duc și își aruncă votul pe o variantă fără șanse de câștig, Traian Băsescu. Traian Băsescu, cum și-a construit până acum strategia? De ce crede că ar putea fi votat? El a venit cu niște obiective mai concret definite, cum ar fi ecologizarea, groapa de gunoi, strângerea și selectivă a gunoaielor, prelucrarea lor, transformarea lor în sursă de energie. Are o serie întreagă de obiective care anunță profilul unui bun gospodar. Unui om care știe ce are de făcut. Dom'le, ăsta este, le știe, a trecut pe acolo. Și adevărul că el a trecut pe acolo. Are o experiență foarte interesantă la nivel de municipiul București, pe urmă la nivel de negociator șef cu Uniunea Europeană, înainte de aderare, înainte de 2007. Pe urmă de președinte al României și pe urmă culmea de europarlamentar. Deci este omul cel mai experimentat dintre toți cei care participă. Din păcate, a venit cu un stil care este foarte bun în structurile de comandă, cum era echipajul unui vapor, dar nu este bun pentru structuri democratice. Traian Băsescu a schimbat stilul comunicării politice în rău și a compromis multe dintre șansele democrației românești, care era abia mijea, era în plină formare. A venit cu un discurs autoritarist, cu un discurs pășcălios,
cu un discurs plin de etichetări. Deci, pe pârtia pe care o deschisese Corneliu Vadim Tudor, a continuat să meargă Traian Băsescu. Iată de ce. Eu nu cred că el mai are priză la oamenii care au un anumit simț al echilibrului, al măsurii, sunt oameni educați. Nu are. Dar pentru unii care zic, uite bă, e șmecher. E mai șmecher decât ăștia. Ăsta ne scoate din situație. Pentru ei, da. Sunt 9% din electoratul cu intenții de vot al București. Oare vom avea o bătălie strânsă, Gabriela Firea, Nicu Șordan? Ce credeți? Da, da. Va fi strânsă, doamna Nedelea. Va fi strânsă. Va fi strânsă și este, într-adevăr, de urmărit până la... nu știu, s-a anunțat vreun exit poll, că eu nu sunt la curent aici de unde sunt. Vom avea atunci, în acel weekend, vom avea și datele. Da, deci le vom avea în weekendul respectiv. Mă gândeam la ce oră aflăm ceva, ori la ora 21, ori la ora 21. Până în ora 0, da. Tot e bine, că vom avea ce urmări până în ultim moment, asta vreau. În țară... Tot e de jucat. În țară credeți că vor fi surprize? Nou veniții, ce șanse au împotriva celor care candidează pentru un nou mandat? Puține. În sistemul actual, cu un singur tur, au șanse puține. Au șanse puține pentru că nu pot reface coalițiile din teritoriu, din păcate. Din fiecare caz în parte, zic, din fiecare comunitate. Să puteau reface niște coaliții și să schimba raportul de forțe. La ora actuală, în sistemul cu un singur tur, au șanse incomparabil mai mari cei care sunt pe funcție și care au organizat alegerile și care sunt cei mai vizibili în virtutea funcției pe care o au, iar în legătură cu plusul USR Plus, ei trebuie să lupte acolo cu o anumită, cum să vă spun eu, nu i-aș zice complicitate, deși de multe ori e de-a dreptul complicitate, pentru că nu se spune pe față. E o anumită solidaritate între partidele clasice, cele învățate cu sistemul ăsta de care râdeau românii, PCR, pile, cunoștințe, relații. Aceste partide care au preluat etosul acesta nenorocit, lăsat moștenire de sistemul comunist, sunt în continuare cele mai puternice partide ale României. Ca rezultate electorale și ca număr de primari, de consilieri și așa mai departe, luați, cumpărați, șantajați, nu știu cum i-au făcut, dar au făcut număr mare de primari și consilieri la toate nivelurile administrației locale. Iată, deci este foarte greu de spart acest plafon. Vă dați seama ce picamăr îți trebuie ca să găurești un astfel de plafon? O ultimă întrebare, domnule profesor, apropo de asta. Da? Vorbeați despre degradarea conținutului, despre dezamăgirea tinerilor, despre o prezență foarte mică la vot duminică. Cum ar putea veni schimbarea și când? În curând? Da, când balanța naturală, și în primul refer la balanța demografică, se va schimba în favoarea celor care vor altă țară, vor alt tip de societate, alte reguli ale jocului. Începând de la atmosfera din școli, atențiune că aici începe, aici se învață ipocrizia. În școală. În școală se învață cele mai multe păcate omenești. Deci, atmosfera din școală, unde trebuie să învingă meritismul, să învingă cinstea, onestitatea, sinceritatea, raportul de muncă între elevi și profesori, ca un raport, ca o colaborare pe drumul cunoașterii, în acest drum, această aventură minunată a cunoașterii, a învățării și a dezvoltării personale. Asta ar trebui să fie școala. Nu, la ora actuală e un teren de luptă pentru putere. Între părinți, între familii. Și părinții și profesorii dau mâna peste capul copiilor în vederea un fel de complicitate pentru rezultate cât mai bune la următorul examen. Nu interesează pe majoritatea profesorilor și pe majoritatea părinților, nu interesează viitorul copilului. Îi interesează să ia următorul examen. Evaluarea națională,
bacalaureatul sau admiterea la facultate. Asta strică oamenii. Îi face incapabil să facă evaluări corecte. Îi face incapabil să discernă adevărul de fals, realitatea de ficțiune. Uitați-vă care sunt reacțiile la normele impuse în vederea evitării infectării cu coronavirus. Infectării, da, cu coronavirus. Deci, școala este, în primul rând, trebuie revoluționată, trebuie schimbată, adusă în secolul 21. Mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Vă rog. Pe de altă parte, sigur, universitățile și tot ce urmează și după cât cred eu, pe lângă balanța asta generațională, mai urmează, mai are importanță și balanța asta celor care au ieșit în afară și au văzut cum se poate trăi în altă lume, pe altă planetă, care se numește țări moderne, o planetă care se poate chema modernitate generic. Țări moderne, democratice, în care cetățeanul este personajul principal al poveștii.